Iubirea are numele tău, episodul 2, rezumat. Omer crede că Zehra este amanta lui Nihat și nu vrea ca sora lui, care este pe Marte, să afle lucrul acesta, așa că îi spune lui Zehra că este iubita lui. Unita, Zehra părăsește biroul fără a nega. Omer merge după ea și o insultă. Zehra îi dă o palmă și pleacă. Ulterior, Omer îi lovește pe Nihat și îl acuză că i-a înșelat soția. Nihat încearcă să-i explice că Zehra a mers la companie într-un interviu, dar el nu îl crede. Aisha este fericită că în sfârșit fratele ei are o iubită și își dorește ca el să își întemeieze o familie și să fie fericit. Din acest motiv, ea insistă să o invite pe Zehra la cină și să prezinte familie. Ca să nu o întristeze, Omer află adresa lui Zehra și merge acasă la ea și o invită la cină. Zehra nu vrea să meargă și cere colierul care a rămas la el. Omer crede că Nihat l-a cumpărat și îi spune că îl va returna dacă acceptă invitația. Mai târziu îi trimite o rochie și îi spune să o îmbrace în acea seară. Zehra este ofensată și se hotărăște să nu mai meargă. Seara, Yemen, încurajat de Sevim, merge să o ceară în căsătorie pe Zehra, dar ea e plecată de acasă. Chiar atunci sosește șoferul trimis de Omer după ea. Văzându-l pe Yemen, îndreptându-se spre casa ei cu flori în mână, Zehra se urcă în mașină și merge la Omer. Când o vede îmbrăcată în rochie simplă, Omer îi spune să plece, fiindcă nu vrea să o prezinte astfel familiei sale. Zehra îi